Timișoara, primul oraș liber al țării, îi cheamă pe tinerii ortodoxi la sfârșitul lunii august și începutul lui septembrie să se unească în prietenie și credință. La întâlnirea internațională vor participa și delegații ale bisericilor ortodoxe surori, dar și ierarhi străini. Deschiderea oficială va avea loc în ultima zi a lui august în Parcul Rozelor din orașul de pe Bega. Va fi, cu ajutorul Dumnezeu, un eveniment cu un mesaj istoric, cultural, și religios și de asemenea va avea și o componentă socială profundă. Pe 1 septembrie vor fi două conferințe de dimineață și după masă la care am invitat oameni de înaltă ținută științifică și morală începând cu Părintele Patriar, președintele Academiei, alți academicieni, profesori universitari, care din bogăția experienței și culturii lor să le poată împărtăși acestor tineri elemente importante de valoare din cultura neamului și din viața creștină morală pe care dorim să o promovăm aici. De asemenea, vom avea o componentă și de elemente istorice, de istorie locală, pentru că am vrea să ne prezentăm și cuibul de aici, din Banat, cu istoria lui și cu integrarea lui aici în contextul nostru românesc. Unul dintre cele mai emoționante momente care au avut loc în timpul Revoluției Române din decembrie 1989 la Timișoara a fost acela în care mulțimea adunată în centrul orașului a fost încurajată să scandeze Există Dumnezeu și să rostească rugăciunea tatăl nostru. Ito 2023 va fi un prilej de comemorare a celor care și-au dat viața pentru libertate în urmă cu aproape 34 de ani. În data de 2 septembrie, tinerii vor participa la procesiunea prieteniei pe un traseu care include Opera Națională Română și Catedrala Mitropolitană, două obiective care păstrează vie memoria evenimentelor din decembrie 89. Vom reconstitui momentul decembrie 89. Din fața operei, avem oameni care încă trăiesc, care au participat la manifestarea de acolo și ne-au uh, spus cum, la un moment dat, cineva a început să rostească Tatăl nostru și miile acele de oameni toți s-au pus în genunchi și s-au întors cu fața către catedrală. Avem imagini de atunci, de acolo cu tinerii vom rosti și noi. Această rugăciune, vom asculta probabil câțiva participanți de la Revoluție care au fost efectiv acolo, au fost și preoți de ai noștri. Va fi un moment de recunoștință acolo și de acolo ne vom deplasa spre catedrală și pe treptele catedralei tinerii vor depune candele în formă de cruce. Și acolo vom face pomenirea celor care au căzut atunci în Revoluție. O noutate pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi o constituie slujba de priveghere și Sfânta Liturghie, care vor fi oficiate la Catedrala Metropolitană în noaptea de 2 septembrie. Din soborul slujitor vor face parte și părinți din Sfântul Munte Atos. Am invitat părinții de la Muntele Atos, de la Prodromul, Părintele Stareț cu careva din părinții de acolo și vineri spre sâmbătă, noaptea, vom face o slujbă de priveghere cu o liturghie, cu participarea la această liturghie să slujească părinți de la Muntele Atos, care vor împărtăși tinerilor date istorice despre Sfântul Munte, despre schitul nostru prodromul și l-am rugat pe părintele Atanasie Starețu Schitului nostru să ne vorbească despre părintele Petroniu. Am dorit să punem în valoare elementul românesc, spiritual, istoric și al daniilor făcute de români acolo la Muntele Atos, s-audă și tinerii din România, dar s-audă efectiv am dori și tinerii din alte biserici și țări, depărtate de noi, ce-a făcut în decursul timpului biserica noastră, voivozii noștri, românii noștri. ITO 2023 se va încheia în data de 3 septembrie cu Sfânta Liturghie Arhierească de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.